Denisa. Cunoaștem acum eroii zilei. 8 pompieri din Harghita trag un important semnal de alarmă în privința poluării mediului înconjurător. Aceștia au pornit într-o călătorie inedită, pe o distanță de peste 700 de kilometri, pe o plută improvizată, construită din peste 3.000 de sticle din plastic adunate de pe malul apei de comunitatea din Gheorgheni. Expediția salvatorilor pe râul Mureș a început acum 6 zile și se va încheia abia peste o săptămână, atunci când vor ajunge în locul în care Mureșul se varsă în Tisa, adică la Szeged, în Ungaria. Cei 8 salvatori din cadrul detașamentului de pompieri gheorgheni sunt la a doua expediție de acest fel, după ce anul trecut au vâslit pe râul Olt de la izvoare până la vărsare. Colegii mei au surprins în județul Alba și ne-au povestit mai multe despre aventura lor. Ideea noastră pentru această călătorie a plecat de la premisa de a aduce apă pură de la izvorul acestui râu la vărsarea acestei în Tisa. Călătorim zi și noapte, nu este ușor, confortul locuințelor noastre îl simțim, adică îl resimțim permanent, oboseala încet încet își spune cuvântul, obstacolele pe care noi le-am întâlnit, pe care nici nu le-am avut în calcul pentru că nu am știut că există, ne-au întârziat din graficul pe care noi ni l-am propus de a-l realiza. Un trai sănătos, o viață ordonată și în plus să atragem atenția asupra râului. El face parte din viața noastră, să ne gândim că ne dă apa cea de toate zilele și ar trebui menținut cât mai curat, cât mai îngrijit. Mesajul e unul simplu. Peturile să nu fie pe ape, pentru că venind în pe mure și coace, am observat că e plin de mizerii și de peturi și asta nu e bine pentru natură. Suntem solidari cu gestul colegilor noștri, pompierii din județul Harghita, cu privire la păstrarea nealterată a calității factorilor de mediu și, de asemenea, mesajul lor de a trăi într-un mediu curat, într-un mediu sănătos. Ape line, domnilor! Ne-a făcut o deosebită onoare și totodată o deosebită plăcere faptul că am putut să-i prim pe colegii noștri, pe pompieri din Harghita, în județul Alba. Am avut ocazia să împărtășim cu ei preț de câteva minute această experiență inedită. Îi felicităm pe cei 8 pompieri harghiteni și sperăm să reușească să tragă într-adevăr un semnal de alarmă și să se schimbe ceva în privința modului în care oamenii tratează mediul înconjurător. Îi veți vedea și la finalul călătoriei, pentru că vom reveni cu mai multe povești, cu siguranță, și imagini pe această temă. Scurtă pauză de publicitate, revenim imediat.